Bună, dragilor, sunt Aurora și vă spun bine ați venit sau bine ați revenit la podcastul Ascultă o poveste. Poate ați aflat deja de la școală sau dacă nu ați aflat, vă spun eu. Astăzi, 7 februarie 2024, este ziua cititului împreună. Așa că vă invit să vă faceți comozi, să luați loc și să citim împreună. Bineînțeles, un basm românesc cules de Petre Ispirescu sau, cum spune autorul, adunați din gura poporului. Și pentru că tot am zis adunați din gura poporului, am să încerc să-l citesc exact așa cum l-au cules Petre Ispirescu. Așa că vor exista cuvinte pe care nu le veți înțelege și vor exista și locuri unde vi se va părea că vorbesc un pic diferit față de norma gramaticală. Acestea fiind zise, haideți să ne apucăm de citit. Greuceanu, de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată. Era un împărat și se numea Împăratul Roșu. El era foarte mâhnit, că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer. Trimise deci oameni prin toate țările și răvașe prin orașe, ca să dea de știre tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fie sa de nevastă și încă jumătate din împărăția lui, iar cine va umbla și nu va izbândi nimic, acela să știe că îi se va tăia capul. Mulți voinici se potricăliseră, semețindu-se cu ușurință că va scoate la capăt o asemenea însărcinare. Și când la treabă, hâț în sus, hâț în jos, da din colț în colț și nu știa de unde s-o înceapă și unde s-o sfârșească. Vezi că nu toate muștele fac miere. Împăratul însă se ținu de cuvânt. Pe vremea aceea se aflau invitați pe nume Greuceanu. Auzind și el de făgăduința împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că nu mai își luă inima în dinți, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu și pe voinicia sa, și plecă și el la împăratul să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe care slujitorii împărătești îi duceau la împăratul ca să-i taie, pentru că fugiseră de la o bătălie ce o avusese împăratul acesta cu niște gadine. Ei erau triști, bieții oameni, dar Greuceanu îi mângâia cu niște vorbe așa de dulci, încât le-a mai venit nițică inimă, că era și meșter la cuvânt Greuceanu nostru. El își puse nădejdea în întâmplarea aceasta și își zise: îmi voi încerca norocul, de voi izbuti să înduplec pe împăratul a ierta pe acești oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinez și cu cealaltă treabă, iar de nu, sănătate bună, mă voi duce de unde am venit. Asta să fie norocul meu. Niciodată nu strică cineva să facă o încercare. Și astfel, poftorindu-și unele ca acestea, haide, haide, ajunge la curtea împărătească. Înfățișându-se la împăratul, atâtea îi povesti, așa cuvinte bune și dulci scoase, și atâta meșteșug puse în vorbirea sa, încât și împăratul crezu că pe nedrept ar fi să omoare pe acei oameni, că mai de folos i-ar fi lui să aibă doi supuși mai mult, și că mai mare va fi vaza lui în lume de s-ar arăta milostiv către popor. Nu mai putură oamenii de bucurie când auziră că Greuceanu a măglisit pe împăratul până într-atâta, încât l-a făcut să ierte. Mulțumiră lui Greuceanu din toată inima și îi făgăduiră că toată viața lor se vor ruga lui Dumnezeu pentru dânsul, ca să meargă din izbândă în izbândă, ceea ce și făcură. Această izbândă o luă drept semn bun și Greuceanu, mergând a doua oară la împăratul, grăi cu cuvintele lui mieroase cele următoare: mărită, Doamne, să trăiești într-un mulți ani pe luminatul scaun al acestei împărății. Mulți voinici s-au legat către măria ta să scoată de la zmei soarele și luna pe care le-au hrăpit de pe cer. Și știu că cu moartea au murit, fiindcă n-au putut să-și îndeplinească legămintele ce au făcut către măria ta. Și eu, mărită, Doamne, cugeta mă duce într-o căutare a celor tâlhari de zmei și mi-ar fi voia să-mi încerc și eu norocul, doar va da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsi pe acei blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrăzneală. Dar fi milostiv și mână de ajutor. Dragul meu, Greucene, răspunse împăratul, nu pot să schimb nicio iotă, nicio cirtă din hotărârea mea. Și aceasta nu pentru altceva, ci numai și numai pentru că voiesc să fiu drept. Poruncile mele voi să fie una pentru toată împărăția mea. La mine părtinire nu este scris. Văzând statornica hotărârea împăratului și dreptatea celor vorovite de dânsul, Greuceanu cuvântă cu glas voinicesc: fie, mărite împărate, chiar de a ști că voi pieri,
tot nu mă voi lăsa până nu voi duce la capăt bun sarcina ce îmi iau de bunăvoia mea. Se învoiră și peste câteva zile plecă, după ce puse la cale tot ce găsi că e bine să facă ca să scape cu fața curată din această întreprindere. Grăbuceanu locu dânsul și pe fratele său și merse cale lungă, depărtată, până ce ajunse la faurul pământului cu care era frate de cruce. Acest faur, fiind cel mai mare meșter de pe pământ, era și năzdrăvan. Aici se opriră și poposiră. 3 zile și 3 nopți au stat închiși într-o cămară Grăuceanu cu faurul pământului și se sfătuiră. Și după ce se odihniră câteva zile și mai plănuiră ceea ce era de făcut, Grăuceanu și frate său o luară la drum. Îndată după plecarea Grăuceanului, faurul pământului se apucă și făcu chipul lui Grăuceanu numai și numai din fier. Apoi porunci să arză cușnița ziua și noaptea și să țină chipul acesta fără curmare în foc. Iar Grăuceanu și frate său merseră cale lungă și mai lungă, până ce li se făcu calea cruci. Aici se opriră, se așezare pe iarbă și făcură o gustărică din merindele ce mai aveau și apoi se despărțiră după ce se îmbrățișară și plânseră ca niște copii. Mai înainte de a se despărți, își împărțiră câte o basma și se înțeleseră zicând: atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, să mai tragă nădejde unul de altul că se vor mai întâlni, iar când basmalele vor fi rupte în mijloc, să se știe că unul din ei este pierit. Mai înfipseră și un cuțit în pământ și ziseră: acela din noi care s-a întoarce mai întâi și va găsi cuțitul ruginit, să nu mai aștepte pe celălalt, fiindcă aceasta însemnează că a murit. Apoi Grăuceanu apucă la dreapta și frate său la stânga. Fratele Grăuceanului, umblând mai multă vreme în sec, se întoarse la locul de despărțire și, găsind cuțitul curat, se puse a-l aștepta acolo cu bucurie că văzuse soarele și luna la locul lor pe cer. Iar Grăuceanu se duse pe o potecă care îl scoase tocmai la casele smeilor, așezată unde și înțărcase dracul copiii. Dacă ajunse aici, Grăuceanu se dăte de 3 ori peste cap și se făcu un porumbel. Vezi că el ascultase năzdrăvăniile ce îl învățase faurul pământului. Făcându-se porumbel, Grăuceanu zbură și se puse pe un pom care era tocmai în fața caselor. Atunci ieșind fata de zmeu cea mare și uitându-se, se întoarse repede și chemă pe mumăsa și pe soră sa cea mică ca să vină să vază minunea. Fata cea mică zise: măiculiță și surioară, pasărea asta gingașă nu mi se pare o gârlie pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă a de pasăre, ci mai mult seamănă a fi ochii lui Grăuceanu cel de aur. Până acum ne-a fost și nouă. De aici înainte numai Dumnezeu să-și facă milă de noi și de ai noștri. Pasămite, aveau zmei cunoștință de vitejia lui Grăuceanu. Apoi intrară câte ștrele smeoaicele în casă și se puseră la sfat. Grăuceanu numai decât se dete iarăși de 3 ori peste cap și se făcu o muscă și intră în cămara zmeilor. Acolo se ascunse într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și ascultă la sfatul lor. După ce lua în cap tot ce auzi, ieși afară și se duse pe drumul ce ducea la Codru Verde și acolo se ascunse sub un pod. Cum se vede treaba, din cele ce auzise, știa acum că zmeii se duseseră la vânat în Codru Verde și aveau să se întoarcă unul de cu seară, altul la miezul nopții și tartorul cel mare despre ziua. Așteptând Grăuceanu acolo, iată măre că zmeul cel mai mic se întorcea și, ajungând calul la marginea podului, unde sfărăi odată și sări înapoi de 7 pași. Dar zmeul, mâniindu-se, zise: ah, mâncau ar lupii carnea calului, pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, numai de Grăuceanu de aur, dar și pe acel acolo vitură îl voi culca la pământ. Grăuceanu, auzind, ieși pe pod și strigă: vino, zmeule viteaz, în săbii să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm? Ba, în luptă, că e mai dreaptă. Se apropiară unul de altul și se luară la trântă. Aduse zmeul pe Grăuceanu și îl băgă în pământ până în genunchi. Aduse și Grăuceanu pe zmeu și îl băgă în pământ până în gât și tăie capul. Apoi, după ce aruncă leșul zmeului și al calului sub pod, se puse să se odihnească. Când în puterea nopții veni și fratele cel mare al zmeului și calul lui sări de 17 pași înapoi, el zise ca și frate său, iar Grăuceanu îi răspunse și lui ca și celui din tâi, ieșind de sub pod, se luă la trântă și cu acest zmeu. Și unde mi-a dus nene zmeul pe Grăuceanu și îl băgă în pământ până la brâu.
dar Greuceanu, sărind repede, unde mi-a dus și el pe smeu odată, mi-l trânti și îl băgă în pământ până la gât și tăie capul cu paloșul. Aruncându-i și mortăciunea acestuia și a calului său sub pod, se puse iarăși de se odihni. Când despre zori, unde venea mare, venea tatăl zmeilor, ca un tartor de cătrănit ce era. Și când ajunse la capul podului, sări calul lui 77 de pași înapoi. Se necăji smeul de această întâmplare cât un lucru mare și unde răgni? Ah, mâncare ar lupi carnea calului, că pe lumea asta nu mi-e frică de nimenea, doar de Greuceanu de aur. Și încă și pe acesta, numai să-l iau la oi cu săgeata și îl voi culca la pământ. Atunci, ieșind și Greuceanu de sub pod, îi zise: de, zmeule viteaz, vino să ne batem, în săbii să ne tăiem, în sulit să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm. Sosi zmeul și se luară la bătaie. În săbii se bătură ce se bătură și se rupseră săbile. În sulit se loviră ce se loviră și se rupseră sulițile. Apoi se luară la luptă. Se zguduia unul pe altul de se cutremura pământul și strânse zmeul pe Greuceanu odată, dar acesta, băgând de seamă ce are de gând zmeul, se umflă și se încordă în vine și nu păți nimic. Apoi Greuceanu strânse odată pe zmeu, tocmai când el nu se aștepta de-i pârâi oasele. Așa luptă nici că s-a mai văzut și se luptară și se luptară până ce ajunse vremea la nămiez și osteniră. Atunci trecu pe deasupra lor un corp care se legăna prin văzduh și căuta la lupta lor. Și văzându-l, zmeul îi zise: corbule, corbule, pasăre cernită, adu-mi tu mie un cioc de apă și îți voi da de mâncare un voinic cu calul lui cu tot. Zise și Greuceanu: corbule, corbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce, că eu ți-o da de mâncare 3 leșuri de zmeu și 3 de cal. Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui Greuceanu un cioc de apă dulce și i-a stâmpără stetea, căci însătoșaseră nevoie mare. Atunci Greuceanu mai prinse la suflet și împuternicindu-se, unde ridică nene odată pe zmeu și trântindu-mi-l, îl băgă în pământ până în gât și puse piciorul pe cap, ținându-l așa. Apoi îi zise: spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea. Se codea zmeul, îngâna verzi și uscate, dar Greuceanu îi mai zise: spune-mi, ori de nu, eu tot le voi găsi și încă și capul retezați-l voi. Atunci zmeul, tot mai nădăjduindu-se a scăpa cu viață dacă îi va spune ceva, îi zise: în codru verde este o culă, acolo înăuntru sunt închise, cheia este degetul meu cel mic de la mâna dreaptă. Cum auzi Greuceanu unele ca acestea, îi reteză capul, apoi îi tăie degetul și îl luă cu sine. Dă-te corbului după făgăduială toate stârvurile și, ducându-se Greuceanu la cula din codru verde, deschise ușa cu degetul zmeului și găsi acolo soarele și luna. Luă în mâna dreaptă soarele și în cea stângă luna, le aruncă pe cer și se bucură cu bucurie mare. Oamenii când văzură iarăși soarele și luna pe cer, se veseliră și lăudară pe Dumnezeu că a dat atâta tărie lui Greuceanu de a izbândit împotriva împielițaților vrăjmașii ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, o luă la drum, întorcându-se înapoi. Găsind pe fratele său la semnul de într-o locare, se îmbrățișară și, cumpărând 2 cai ce mergeau ca săgeata de iute, întinseră pasul la drum ca să se întoarcă la împăratul. În cale, deteră peste un păr plin cu pere de aur. Fratele Greuceanului zise că ar fi bine să mai poposească puțin la umbra acestui păr, ca să mai răsufle și caii, iar până una alta să culeagă și câteva pere, spre a-și mai momi foamea. Greuceanu, care auzise pe smeoaice ce plănuiseră, se învoia să odihni, dar nu lăsă pe fratele său să culeagă pere, ci zise că le va culege el. Atunci trase paloșul și lovi părul la rădăcină. Când? Ce să vezi, dumneata? Unde începu a curge niște sânge și venind scârbos și un glas se auzi din pom zicând: mă mâncaș friptă, Greucene, precum ai mâncat și pre bărbatul meu. Și nimic nu mai rămase din acel păr decât praf și cenușă. Iar frate s-a încremenit de mirare, neștiind ce sunt toate acestea. După ce plecară și merseră ce merseră, deteră peste o grădină foarte frumoasă, cu flori și cu fluturei și cu apă limpede și rece. Fratele Greuceanului zise: să ne oprim aici, nițel, ca să ne mai odihnim căișorii, iar noi să bem nițica apă rece și să culegem flori.
Așa să facem, frate, răspunse Grăuceanu. Dacă această grădină va fi sădită de mâini omenești și dacă acel izvor va fi lăsat de Dumnezeu. Apoi, trăgând paloșul, lovind tulpina unei flori care părea mai frumoasă și o culca la pământ. După aceea împunse și în fundul fântânii și a marginilor ei, dar în loc de apă începu a clocoti un sânge mohorât, ca și din tulpina florii, și umplu văzduhul de un miros grețos. Praf și țărână rămaseră și din fata cea mai mare de zmeu, căci ea se făcuse grădină și izvor ca să învenineze pe Grăuceanu și să-l omoare. Și scăpând și de această pacoste, încălecară și plecară la drum, repede ca vântul. Când ce să vezi, dumneata? Unde să luase după dâns și scorpia de mumă a zmeoaicelor, cu o falcă în cer și cu alta în pământ, ca să înghită pe Grăuceanu și mai multe nu. Și avea de ce să fie cătrănită și amărâtă, că dacă nu mai avea nici soț, nici fete, nici gine. Grăuceanu, simțind că s-a luat după dâns și zmeoaica cea bătrână, zise frățâne său: ia te uită, frate, înapoi și spune-mi ce vezi. Ce să văd, frate? Îi răspunse el. Iată, un nor vine după noi ca un vârtej. Atunci deteră bice cailor care mergeau repede ca vântul și lin ca gândul. Dar Grăuceanu mai zise odată fratelui său să se uite în urmă. Acesta îi spuse că se apropie norul ca o flăcăraie. Apoi, mai făcând un vânt cailor, ajunseră la faulul pământului. Aici, cum descălecară, se închiseră în făuriște. Pe urma lor, iaca și zmeoaica. De ajungea, îi prăpădea. Nici o șcior nu mai rămânea din ei. Acum însă, n-avea ce le mai face. O întoarse însă la șiretlic. Rugă pe Grăuceanu să facă o gaură în perete, ca măcar să-l vază în față. Grăuceanu se prefăcu că se înduplecă și făcu o gaură în perete. Dar faurul pământului se aținea cu chipul lui Grăuceanu cel de fier, ce arsese în foc de sărea scântei din el. Când zmeoaica pusă gura la spărtură ca să soarbă pe Grăuceanu, faurul pământului îi băgă în gură chipul de fier, roșu ca focul, și îl vârâ pe gât. Ia, înghioț! Înghiți pe loc și crăpă. Nu trecu mult și stârvul zmeoaicei se prefăcu într-un munte de fier și astfel scăpară și de dânsa. Faurul pământului deschise ușa făuriștei, ieși afară și se veseliră 3 zile și 3 nopți de așa mare izbândă. El mai cu seamă era nebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci porunci călfilor să facă lui Grăuceanu o căruță cu 3 cai, cu totul și cu totul de fier. După ce fură gata, sufla asupra lor și le dete duh de viață. Luându-și ziua bună de la frate său de cruce, faurul pământului, Grăuceanu se urcă în trăsură cu frate său cel bun și porni la roșu împărat ca să-și primească răsplata. Merseră, până ce li se înfurci calea. Aci se opriră și poposiră. Apoi Grăuceanu desprinse de la căruță un cal și îl dete fratelui său ca să ducă împăratului roșu vestea cea bună a sosirii lui Grăuceanu, cu izbânda săvârșită. Iar el rămase mai în urmă. Înaintând el alene, răsturnat în căruță, trecu pe lângă un diavol șchiop care ținea calea drumeților ca să le facă neajunsuri. Acestuia îi fu frică să dea piept cu Grăuceanu, dar ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui cea drăcească, îi scoase cuiul din capul osiei de din dărât și l-aruncă departe în urmă. Apoi tot el zise Grăuceanului: măi, vericule, ți-ai pierdut cuiul, du-te de ți-l caută! Grăuceanu, sărind din căruță, își uita acolo paloșul din greșeală, iar când el își căuta cuiul, diavolul îi fură paloșul, apoi așezându-se în marginea drumului, se dete de 3 ori peste cap și se schimbă într-o stană de piatră. Pusă Grăuceanu cuiul la capul osiei, îl înțepeni bine, se urcă în căruță și pe aici se drumul. Nu băgă însă de seamă că paloșul îi lipsește. Ascultați acum și vă minunați, boieri dumneavoastră, de pățania bietului Grăuceanu. Un mangosit de sfetnic de-al împăratului roșu se făgăduise diavolului dacă îl face să ia el pe fata împăratului. Bancă și rodul căsătoriei sale îl închinase acestui necurat. Împielițatul știa că Grăuceanu fără paloș era și el om ca toți oamenii. Puterea lui în paloș era. Fără paloș era necunoscut. Îi fură paloșul și îl dete becisnicului de sfetnic. Acesta se înfățișă la împăratul și îi ceru fata, zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Împăratul îl crezu, văzându-i și paloșul, și începură a pune la cale cele spre cununie. Pe când se pregătea la curte pentru nuntirea fiicei împăratului cu voinicul cel mincinos, ce zicea că a scos soarele și luna de la zmei,
Vine și fratele Grăuceanului cu vestea că Grăuceanul are să sosească în curând. Sfetnicul cel palavatic, cum a auzit de una ca aceasta, merse la împăratul și zise că acela este un amăgitor și trebuie pus la închisoare. Împăratul îl ascultă, iar sfetnicul umbla de-a încâtelea, zorind să se facă mai curând nunta, cu gând că dacă se va cununa odată cu fata împăratului, apoi pot să vină 100 de grăuceni, că n-au cei mai face, lucrul fiind săvârșit. Împăratului însă nu-i prea plăcut zorul ce da sfetnicul pentru nuntă și mai tărăgâi lucrurile. Nu trecu mult și iată că sosește și Grăuceanul și înfățișindu-se la împăratul, acesta nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie Grăuceanul, dar nu-și putea da seama cum de paloșul lui Grăuceanul se află mâna sfetnicului. Atunci băgă de seamă și Grăuceanul că îi lipsește paloșul și tocmai acum îi veni în minte pentru ce nu văzuse el stana de piatră decât după ce își găsise cuiul de la osie și se întorcea la căruță cu dânsul. Pricepu el că nu e lucru curat. Împărate prealuminate, zise el, toată lumea știe că ești om drept. Te rog să-mi faci și mie dreptate. Mult ai așteptat, mai așteaptă rogu-te încă puțin și vei vedea cu ochii adevărului. Primi împăratul a mai aștepta până ce se întoarce Grăuceanul. Acesta se puse iarăși în căruța lui cu cai cu tot de fier și într-un suflet merse până ce ajunse la stana de piatră, acolo unde necuratul îi scosese cuiul de la căruță. Ființă netrebnică și păgubitoare a omenirii, zise el, dă-mi paloșul ce mi-ai furat, căci de unde nu, praful nu se alege de tine. Piatra nici că se clinti din loc măcar. Atunci Grăuceanul se dăte de trei ori peste cap, se făcu buzdugan cu totul și cu totul de oțel și unde începu nenea a lovi în stană de să cutremura pământul. De câte ori da, de atâtea ori cădea câte o zburătură din piatră și lovi ce lovi până ce îi sfărâmă vârful. Atunci deodată începu stana de piatră a tremura și a cere iertăciune. Iar buzduganul, de ce da, de aia și întețea loviturile și dete și dete până o făcu pulbere. Când nu mai fu în picioare nimic din stana de piatră, cătă prin pulberea ce mai rămăsese și-și găsi Grăuceanul paloșul ce-i furase satana. Îl luă și, fără nicio clipă de odihnă, veni și se înfățișă iarăși la împăratul. Sunt gata, mărit împărate, zise el, să arăt oricui ce poate osului Grăuceanu. Să vină acel sfetnic nerușinat care a voit să te amăgească spre a ne înțelege la cuvinte. Împăratul îl chemă. Acesta, dacă veni și văzu pe Grăuceanul cu sprânceana încruntată, începu să tremure și ceru iertăciune, spunând cum căzuse în mâinile lui paloșului Grăuceanu. După rugăciunea lui Grăuceanu, dobândi iertare și de la împăratul, dar acesta îi porunci să-i piară din împărăția lui. Apoi scoase pe fratele Grăuceanului de la închisoare și se făcu o nuntă de alea împărătești și se încinseră niște veselii care ținură 3 săptămâni. Și eu încălecai pe șa și vă povesti dumneavoastră așa. Pa, ne auzim data viitoare cu o poveste nouă!